La lecția noastră de astăzi vom învăța despre interfețele grafice. Ca să însușim bine lecția, trebuie să înțelegem următorii termeni cheie. Interfață om-mașină, interfață cu linie de comandă, obiect grafic, tehnici de lucru cu șoricel, vom învăța astăzi de asemenea, și interfață grafică. Așadar, funcția unui sistem de operare este să asigure o comunicare eficientă și ușoară între utilizator și sistemul de calcul, adică computer. Pentru aceasta folosim astfel de sisteme de operare, cum este Microsoft Windows sau Linux. Iată aici am pus imaginea de la Ubuntu. Istoria comunicării cu calculatorul ne arată că la început comunicarea a fost foarte dificilă între utilizator și sistemul de calcul. La început comunicarea a constat doar în... se utilizau pentru comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul doar numere binale, octale sau hexazecimale. Vă dați seama, vă amintiți primele lecții care le-am învățat din cursul nostru de informatică și puteți vă închipuiți cât de greu era aceasta ca să comunici cu calculatorul. Apoi, mai târziu, s-a mai dezvoltat puțin și atunci au început să fie folosite comenzi care erau citite, dar comenzile acestea erau introduse prin intermediul cartelelor perforate sau erau introduse de la tastatură. Interfață om-mașină înseamnă totalitatea mijloacelor prin care utilizatorul poate comunica cu un sistem de calcul. Aceasta înseamnă interfață om-mașină. Primele interfețe om-mașină se bazau pe folosirea unei linii de text cu o singură comandă și în această linie erau folosite comenzi ca copy, ceea ce înseamnă copy, sau write, scrie, read, citește și alte comenzi de felul acestora. Interfețele cu linii de comandă sunt bazate pe utilizarea comenzilor introduse de la tastatură. Cred că ați auzit de așa sistem de operare cum este MS-DOS sau în sistemul Linux și acum se folosește această linie de comandă și utilizatorii specializați foarte bine pot să folosească linie de comandă care le ușurează mult lucru. Iată aici vedeți terminalul. Este o aplicație care special este destinată pentru a comunica cu calculatorul în sistemul de operare Linux prin intermediul linii de comandă. Iar aici vedeți cum arată linia de comandă în MS-DOS, în sistemul MS-DOS. Ce înseamnă imagini grafice? Înseamnă imagini care au fost elaborate de specialiști și sunt utilizate în interfețele om-mașină. Utilizarea, imaginile grafice ușurează comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. Și imaginile grafice folosesc pictograme care sunt numite icon. Ferestre folosesc Windows, cursorul șoricelului care mai este numit mouse, așa cum știți, bara de lucrări care este numită taskbar și meniurile care în limba engleză tot așa sunt numite meniuri. Acum vom vedea în practică cum arată acestea. Pictograma sau icon este una din obiectele grafice. Iată de exemplu aici. Se află acum diverse pictograme care servesc pentru a lansa diferite programe. Iată, spre exemplu, aici este pictograma pentru programul BibleWorks. Acesta este un program, apropo, am aplicat double click, click dublu acum. Deci acesta este un program pentru studierea Bibliei. Să zicem, de exemplu, mă interesează cuvântul copii. Și iată așa, mi-a dat acum toate locurile din Biblie unde este prezent cuvântul copii. Deci este un program pentru studierea Bibliei. Ceea ce s-a deschis acum este o fereastră și fereastra este un alt obiect grafic. Deci tot ceea ce vedeți pe ecran nu este altceva decât o fereastră și toate programele care sunt cu interfețe grafice neapărat deschid, funcționează în bază de aceste ferestre. Următorul lucru care iarăși este un obiect grafic este
cursorul șoricelului. Iată-l, vedeți aici cum îl mișc acum. Acesta este cursorul șoricelului. Cursorul șoricelului și aplic clic stânga, clic dreapta când aplic. Se deschide meniul contextual. Iată așa. Următorul obiect grafic este bara de lucrări sau taskbar. Este această bară de jos. Despre funcțiile ei vom învăța în lecțiile următoare mai mult. Doar atât trebuie să știți acum că aici este bara de lucrări, taskbar, și tot aici se află butonul start, care din care pornim, începem să lucrăm cu calculatorul. Începem o sesiune de lucru cu calculatorul. Apoi, alte obiecte grafice mai sunt și meniurile. Iată, acestea sunt meniurile. Meniurile sunt o formă bine organizată, structurată, de organizare a comenzilor pe care le vom folosi mai apoi în fiecare program. Deci cam acestea sunt obiectele grafice principale. Să vedem acum care sunt tehnicile de lucru cu șoricelul. Tehnica care este des folosită, cel mai des folosită, este click cu stângul, cu tasta din partea stângă, și aceasta îi revine degetului arătător. Apoi este click pe dreapta, care revine degetului mijlociu. Și dublu click este două clicuri repetate la interval scurt de timp unul după altul. Deci repede, repetare la două clicuri unul după altul. De fapt, acuși, în scurt timp, vom vedea cum aceasta arată în practică. Dar presupun că oricine din voi care s-a apropiat de calculator, deja îi sunt cunoscute aceste tehnici. O altă tehnică este glisarea, sau în limba engleză drag, apoi trage și lasă, sau drag and drop, așa se mai numește această tehnică. Ei bine, acum să vedem care sunt comenzile care revin tastei start sau butonului start. Butonul start poate fi lansat cu ajutorul șoricelului, cu click stânga, cu ajutorul șoricelului, dar aș vrea foarte mult să vă sfătuiesc de la bun început să vă faceți o deprindere bună care foarte mult vă va ușura în viitor, să folosiți tasta Windows. Uitați-vă bine pe tastatura calculatorului vostru. Aveți așa o tastă. Tasta care are logo-ul sistemului de operare Windows. Deci dacă are această pictogramă, acest logo, atunci să știți că aceasta este tasta Windows. Prin tastarea acestei taste, totdeauna se va lansa butonul Start. Și iată cum arată butonul Start. Pentru a porni, a apăsa butonul Start, cum am zis, nu ne vom folosi de șoricel, ci vom folosi tasta Windows. Deci acum am aplicat tasta Windows și iată așa s-a lansat acest meniu Start. Ce avem noi în acest meniu? Deci în acest meniu, pentru început, bineînțeles, cele mai importante lucruri care sunt în acest meniu sunt programele. De aici lansăm programele. Vreau să vă atrag atenția la un moment foarte important care vreau să-l însușiți chiar de acum, de la început, când începem a învăța cum să utilizăm calculatorul. Cred că ați observat că deja, începând cu lecția aceasta și în lecțiile următoare, vom învăța cum să utilizăm, cum să folosim anumite programe. Așadar, vreau să vă uitați. Aici este scris All Programs. Vedeți, aici este scris All Programs. Deci, All Programs fiind toate programele. Uitați-vă bine că cuvântul Programs, la cuvântul Programs este subliniată litera P. Faptul că este subliniată litera P înseamnă că dacă vom apăsa acum tasta P, atunci primul program, unul din programele a cărui denumire începe cu litera P, va fi evidențiată. Dar mai apăs încă o dată tasta P și deja am mers la All Programs. Acum, în dreptul
acestei denumiri, vedeți că este un triunghi verde. Triunghiul acesta verde sau negru, în cazul celorlalte, de exemplu la My Recent Document sau la Connect2, tot așa are niște triunghi negri. Triunghiile acestea înseamnă, ne indică la ceea că urmează un submeniu. Și iată, acum intrăm într-un submeniu prin aplicarea săgeții dreapta. Am aplicat săgeata dreapta și acestea sunt programele care sunt prezente la mine în calculator. Mă întorc înapoi și iată așa să facem cunoștință cu restul comenzilor principale care le avem aici, restul opțiunilor. Mai sus avem programele de care mă folosesc cel mai des. Eu folosesc acum versiunea Windows XP și aici se află programele de care mă folosesc cel mai des. Apoi, în continuare, vom avea aici, iată așa, My Documents. Dacă voi accesa acum tasta Enter, voi merge în mapa My Documents, dar nu este necesar să fac aceasta. My Recent Documents înseamnă documentele mele recente și iată, acestea sunt ultimele documente asupra cărora am lucrat sau mai lucrez încă. Apoi, aici voi accesa mapa cu pozele mele, mapa cu muzică sau voi accesa aici fereastra My Computer, de unde pot să administrez cu funcțiile, nu funcțiile, dar cu părțile principale ale calculatorului. Aici sunt My Network Places și despre aceasta, dacă computerul este conectat la o rețea de calculatoare, vă amintiți că am învățat despre rețelele de calculatoare, atunci voi utiliza această opțiune. Control Panel îmi dă posibilitatea să merg la o secțiune de unde pot administra cu setările computerului. Iată așa, mai avem Connect 2. Aceasta îmi dă posibilitatea să administrez cu conexiunile. De exemplu, am o conexiune pentru a mă conecta la internet prin rețeaua de, prin linia de telefon. Alta este pentru linia fără cablu. Următoarea este Printers and Faxes. Dacă am nevoie să instalez sau să deinstalez un printer sau să folosesc computatorul ca și fax, atunci voi accesa acest loc. Următorul este Help and Support. Dacă am nevoie de anumite instrucțiuni, atunci computerul deja are un îndreptar cu multe instrucțiuni care mă vor ajuta să rezolv o anumită problemă sau să fac o anumită operație, un anumit lucru la calculator care încă nu știu cum să-l fac. Dar deja informația se află aici. Mai sunt câteva opțiuni care, din pricina rezoluției, aici nu mi le afișează acum, dar una din ele este Find, dar foarte ușor putem accesa această funcție dacă voi aplica combinația de taste Windows și litera F. Și atunci, iată așa, am ajuns la Find. Dacă vreau să găsesc acum un anumit document, voi scrie denumirea acelui document și mă întreabă aici ce vreau să caut. Să zicem documente. Ei bine, ne mai întoarcem noi la aceasta, vom mai afla mai târziu detalii. O altă funcție este Run, care permite să lansăm anumite programe din linia de comandă. Nu este afișată aici, la noi nu este afișată acum funcția aceasta Run, dar noi putem să o lansăm prin aplicarea combinației de taste Windows R. Și iată, acum, de exemplu, pot lansa calculatorul. Calc și iată așa am lansat calculatorul. Dacă mai vreau să mai lansez un alt program, atunci pot iar să fac același lucru, să pun Windows R și, de exemplu, voi lansa programul Microsoft Word. Pentru aceasta codul lui este WinWord. Iată așa și l-am lansat programul. Deci cam acestea sunt lucrurile principale care țin de butonul Start, pe care le vom vedea, panoul care îl vom vedea la lansarea acestui buton Start. Interfețe grafice sunt interfețele o mașină care sunt bazate pe utilizarea imaginilor și dispozitivelor care asigură poziționarea, selectarea și activarea anumitor obiecte ale acestor imagini. Așa cum vedeți, cu ajutorul imaginilor a fost realizată cea mai ușoară comunicare între om și calculator.
Vreau să vă zic că Dumnezeu de asemenea folosește imaginile pentru că El este foarte interesat să comunice cu oamenii. El are un mesaj foarte important să le comunice oamenilor și anume, El vrea să le comunice despre dragostea sa, despre dorința Lui de a-i salva pe oameni de la pierzarea veșnică, despre dorința Lui de a-i salva pe oameni din starea de păcat în care se află ca să-i conducă în împărăția ta, în împărăția sa. La Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 8, scrie așa: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce nu a fost întâmplătoare. Moartea Lui a fost o jertfă ispășitoare pentru păcatele noastre. Prin rănile Lui, prin jertfa Lui, a fost plătită vina păcatelor noastre. Dar Biblia mai spune că moartea Domnului Iisus Hristos, sacrificarea Domnului Iisus Hristos, care este Fiul preiubit al Lui Dumnezeu, sacrificarea Lui pe cruce de la Golgota, a fost o manifestare a dragostei Lui Dumnezeu față de noi. Pentru că dacă nu ar fi murit Domnul Iisus acolo, atunci nimeni din noi nu ar fi putut căpăta vreodată iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Nu, acum nu ne rămâne decât să credem în Domnul Iisus Hristos, să credem din toată inima, să-L alegem ca și Domn al vieții noastre, să ascultăm în totul de El, să încheiem un legământ cu El și atunci vom deveni copiii lui Dumnezeu și vom beneficia de darul pe care L-a făcut Dumnezeu în dragostea sa. Așa să ne ajute Dumnezeu!